eu ni se reproșează, ni se... Vorbesc de Hai ședința să... de Consiliu Burlacu de ieri. Sau la toate Da. ședințele se întâmplă așa? Da, chiar mai la toate, așa, bună seara, vă zic salut. Da, bună. Azi suntem în trei, cu doamna consilieră de la Burlacu Cahul și cu domnul consilier de la Rusește Noi, cred că Ialoveni, nu? Dacă nu s-a schimbat de pe hartă, da. A, dar m-a scris pe Facebook, ești din Lăpușna, era județul Lăpușna, cred că. Nu, păi, nu scriu eu acolo, automat a apărut treaba asta și... E, până ai apăsat și mata ceva, nu a apărut întâmplător. Am și dat jena pe alții. Nu, eu am zis așa, acolo județul Lăpușna Dar și cândva noi ați avem fost o în județul direcție. Lăpușna, nu? Da. Am înțeles, de atâta. E, și dumneavoastră tot aveți așa probleme în Consiliu, da? Cum s-a întâmplat la Măgdăcești, am Nu, înțeles că au fost nu, nu, isterice noi și n-avem, bătăi până și... și la noi tot e bine. A, de atâta sună doamna Tamara și vă întreabă cum să meargă bine și la dânsa în sat treaba în Consiliu. Dar nu, pur și simplu, pur omenește, am să zic și ne-am întâlnit, ne-am făcut cunoscut, doamna cândva au fost la noi la școală, a trecut, am să zic și eu, stagiunea ca profesoară și în relațiile de discuție, adică ne-am Ați fost ajuns, întâi a colegi ajuns la profesori și tangența acum sunteți respectivă. colegi consilieri în Da, consilii am ajuns diferite. la tangența de consilier, da, și aici ne-am spus durerea unul la altul și iată, am găsit unele puncte de tangență. Să Hai zic dar să așa. revenim la doamna Da. Tamara. Ce s-a întâmplat ieri în Consiliul Local Burlacu? Că s-a votat, până la urmă a avut majoritate, bugetul propus de primar s-a aprobat. S-a aprobat, dar s-a aprobat așa pentru mine neclarificat. S-a aprobat așa, deci ca și în anul trecut, cu certuri, cu insulte, pentru că la ședința de data de 21, a 12 au fost prezenți doi angajați ai poliției, doi polițiști. Până la un moment, polițista a fost nevoit să atenționeze primarul, pentru că dumnealui era destul de arogant, destul de... avea o voce ridicată, chiar cu insulte, atâtea acuzații, precum că aș fi eu cea care inițial am fost învinuită pentru că nu li se ofereau bani de atâta că eu sunt. În anul trecut am fost învinuită de alte pretexte. Deci Dar anul pe bani acesta, la fel, cine trebuie să le dea bani? de pe la Cahul spuneau că, adică, deci nu s-au dat bani în primărie, precum că eu ceva aș fi făcut. Știți, permanent eram în așa un impas, o neclaritate. Până doar v-am trimis dumneavoastră cel video când au avut ei sfatul cel de taină. Și ce vă pare? Acolo au pus ei la cale niște mișmașuri, până când ieri la ședința Consiliului, deci eu am solicitat ca să fie înscris cuvintele mele sau luările mele de cuvinte să fie înscrise motamo în procesul verbal al ședinței. Consilierul Lilica Ileana, categoric, încă mai instigat și a mai incitat cineva acolo care era alături de dumneavoastră ca să mi se refuze, să respingă această cerere a mea. Dar Deci pe bună ziua, a în fost... procesul verbal nu trebuie să introducă tot ce s-a propus și ce s-a discutat în ședință, ci trebuie să ceară expres un consilier chestia asta dacă e prevăzut de lege. Tot ce se discută în ședință publică se trece în procesul verbal al ședinței. Păi ei scriu așa mai prescurtat, dar eu am Am solicitat înțeles. să fie înscris motamo Am motivele înțeles. din care eu sunt împotrivă. Ah, deci ei scriu prescurtat, nu totul. Dar nu Da, da, legea nu da, da. prevede să fie totul scris acolo. Toate Nu, luările se de cuvânt. prevede ca atare, orice solicitare care este, ei se bizează și se ia act de atitudine. Asta este și normal, adică conform regulamentului ședințelor publice. Atât. Adică vrei tu sau nu vrei, lucrurile astea se trag atenție. Mai ales dacă este o problemă, dacă e cu caracter, să zicem așa, de remarcă sau de notă informativă și așa mai departe. Adică vrem noi, nu vrem, lucrurile astea trebuie să fie luate în calcul. Am înțeles. Dar ce au făcut economiile, Lelica, Ileana, de pixel sau de cerneală, de pix?
ca să nu scrie replica Tamarei Rotaru, oare de ce o fi cerut? Este un mod o mânză, un... Este un conflict mai vechi, un, un fel de, un fel de instigare, de incitare la ură, discriminare, pentru că, deci, până la urmă, ea și s-a și exprimat că cine sunt eu, că sunt consilier independent. Exact, tocmai pentru că au un singur consilier independent, ar trebui să-l trateze mai cu grijă, mai cu atenție, ca să nu fie acuzați cei care aparțin partidelor de discriminare. Și încă, eu, dacă, eu la fel le-am și zis, pentru că eu unde vedeam neclarități, solicitam ca să fie informat, adică cel puțin, adică să-ți aducă claritatea. Încă ce am mai observat eu, deja a doilea mandat, eu văd când e la întărirea bugetului, permanent doar primarul vorbește și ce aruncă el, aceea se aprobă. Eu am fost, deci am dat așa o întrebare, dacă dumnealui a solicitat 15.000 de kilometri plus benzina care trebuie să fie consumată pentru 15.000 de kilometri, am întrebat de câte ori el este obligat, ori are nevoie, de câte ori pe săptămână să meargă la Cahul. Nu aveai ce lua de jos. Însă și chiar și președintele ședinței de Consiliu de ieri, Starciuc Vasile, a ridicat vocea. Cine sunt eu și de ce? Întreb primarul. Orice cetățean are dreptul. Orice la dumneavoastră așa, domnul Țapeș, așa se întâmplă ceva? Vă spune cine ești tu? Nu, ca de obicei, iarăși, la noi se conlucrează cu lucrurile astea, fiindcă, să spunem așa, lucrurile care depind, doar am vorbit cu dumneavoastră, obligațiunea obștească, vrei tu sau nu vrei, trebuie să-ți dai raportul. În moment la noi mașină nu este, dar doamna, adică are niște mecanisme care le rezolvă, dar în orice caz, în raportul dumneai care este făcut față de Consiliu, da, ea acolo menționează chiar că au făcut asta, au făcut asta, au cheltuit atât și așa mai departe. Sunt niște lucruri care, adică, să duce un calcul. A, aveți primar femeie. Și la dumneavoastră spuneți că bugetul îl face primarul. Ca de obicei, el se dă în Consiliu la dezbateri, inclusiv și întreg satul participă. Deci a apărut nedumerirea... Dați să vă spun. Și după aia asta se aduce la comisiile de rigoare, fie că e finanță și fie că e economică, cu caracter buget, social, da. Social, cultură, sport și așa mai departe, și după ce trec comisiile respective, se dă în prima lectură, pe urmă se dă într-a doilea și mai departe se, ori se adoptă, ori cu amendamentele respective. Așa că nu știu la dumneavoastră ce dictatură acolo este. Nu, dar cine elaborează până la urmă proiectul de buget? Primarul, executivul. Contabilitatea aduce la cunoștință cu toate structurile care se află pe teritoriul satului, am în vedere care sunt finanțate din... Adică este casa de cultură, grădinița, biblioteca. Da, e drept să duci eu, dar răspunde între fiecare director aparte sau unitate economică care este acolo, pe teritoriu. Oricum, eu cred că primarul, viceprimarul se ocupă de centralizarea bugetelor, corect, instituțiilor, da, da, separate și vine cu proiectul de buget în fața Consiliului. După aceea, consilierii în comisiile permanente sau în plen decid dacă da, rămâne ăsta proiectul propus de primar sau facem bugetul nostru alternativ. Că consilierii nu au salariu, consilierii au onorariu pentru fiecare ședință. Da. Plătit e secretarul primării, primarul, perceptorul fiscal și asistentul social. Atâta aroganță, vă zic, ceea ce solicit eu mi se respinge. Am înțeles că dacă mi se respinge verbal, am încercat să adresez în formă oficială, în formă scrisă, cererile. Ba și acelea care trimise recomandat și acelea au fost refuzate, stimați domni. Mi-a fost refuzată
o trimitere oficială recomandată. Plus aceasta recent a mai depus încă o cerere din partea cetățenilor ca să fie defrișați niște plopi uscați care sunt depășiți ca vârste. Și am această cerere de mers, o am eu, a fost dat citire ieri, iar Svelică Elena, nu-i bun demersul, să vină demersul din partea cetățenilor. Nu importă din cui parte vine, mai ales dacă sunteți consilier, aveți tot dreptul lucrul să-l faceți dintr-o și l-am parte făcut. Sau alta comunii. Și l-am adică făcut. La un grup sau la altul a comunității, așa că asta e normal. Și din nume propriu și din nume de colectiv, sigur, poate să vină inițiativa de la orice consilier. Și nu cred că îi poate obliga cineva să voteze pentru o propunere dacă ea vine cu scrisoare recomandată. Poate fi spusă verbal în ședință, poate fi cu scrisoare recomandată, ei oricum o dezbat și o pun la vot. Deci, păi desigur că e democratic. Asta e momentul, adică. Dar dacă în moment și la ședințele respective nu s-o luat în calcul, nu, iarăși, eu nu știu, poți să dai, numai să dai cu părerea, adică că poate fi ceva ascuns în spate, dar în moment ce s-a votat în plenul ședinței, nu știu. Da, așa se spune, da. E o decizie colectivă pentru care ei răspund doar politic. Corect. Politic, corect. Răspund la următoarele alegeri. Dacă primarul, da. Dacă pentru primar poți face dar că rămâne în vigoare sau nu și în momentul și bugetul este primit, da? Adoptat. Noi, adoptat. În a doua lectură, da? Cu, să zicem, amendamentele respective de rigoare, da? Cu adaosuri, minusuri, cu schimbări, cu modificări și așa mai departe, trimitere la alt articol și așa mai departe, asta că nu importă, asta e o tehnică de acum, care știi contabilul. Nu mult valorează, adică fiindcă deși pe parcursul anului se mai fac schimbări. Rectificări bugetare, da. Fie că se fac trimestrial sau odată la jumătate de an sau la nouă luni, depinde, adică de necesitățile și posibilitățile. Da, poate să apară orice. Ori solicitările primăriei și așa mai departe. Sunt niște chestii. Adică asta e o chestie tehnică care este iarăși practicată la toate primăriile, cred, din lume. Ba mai mult, dacă nu se aprobă bugetul nici într-o lectură, nici în două, rămâne valabil cel de anul trecut. Deci cel nu moare primăria trecut, fără buget votat. În valoare de, nu, că acolo până este un termen oricare cât se dă voie. Cheltuiești numai puțin de, adică undeva 75% sau 25%, nu mai țin minte eu care acolo, care e dilema asta. Dar asta e altă tehnică, asta eu cred plus că asta nu ajunge. Plus la aceasta, vă zic, atâta instigare la ură și instare la discriminare, pentru că iarăși Lilica Ileana cu două, trei de colo din jurul ei și ieri a filmat ședința Dirminzii Galea. Deci s-a așezat și el la masă acolo și vorbeau, adică au ajuns până la faza ca să voteze ceva, să mă izgonească din sală. Eu am rămas, evident, am rămas rece până la urmă, nu am reacționat la acțiunile dânsilor, dar este ceva anormal. Pentru comportament inadecvat, pentru tulburarea liniștii ședinței, șeful ședinței poate decide să înlăture un consilier sau mai mulți din ședință, dar asta în cazuri foarte extreme, pentru că altfel îi încalcă și lui dreptul sau ei dreptul și celor care au votat pentru acea persoană. Deci e posibil excluderea cuiva din sală, fie că e vizitator, fie că e invitat, fie că e membru al Consiliului, poate fi exclus din sală, poate chiar și primarul deci, fi scos. Și primarul poate fi scos din sală dacă tulbură liniștea, dacă periclitează buna desfășurare a ședinței. Primarul, vedeți cum e, primarul nu e obligatoriu ca dumnealui să asiste. Exact, de exemplu, exact. Cu atât mai mult. După ordine și după, am zis și bunul simț, el întotdeauna este prezent, să zicem așa, dar nu întotdeauna poate să-i se dai cuvânt. Din simplu motiv, asta e ședința Consiliului. Dacă exact. El are o bună, zic și eu, colaborare și cu consilieri, atunci nu ai nicio problemă. Dar dacă este ceva conflict, da, asta apar de-am o problemă. A ajuns până la faza că el se depune la Comisia Electorală Centrală, se depune, se mă deie, se mă ia, s-a
Deci s-a exprimat într-un fel atât de vulgar, încă eu bine că m-am asigurat cu înregistrare audio. Da, o dată, da, de două ori, da, l-am rugat, domn primar, dar ce le-ți spus, domn primar, dar... Nu, deci, și eu îl înțeleg pe dâns, el nu este rău atât la inimă, cât el este tare incitat la urât de către Lilica Ileana. Dacă să ajungi tu la faza, să intri în birou la primar, să te încui, încui ușa din înăuntru, că eu nu vreau să te primesc. Pleacă de aici, de mâine și eu contabil și n-ai să cași nici Bine, cel de tot pe nu primărie. era o ședință publică, era o consultare a primarului cu majoritatea din Dar Consiliu. să La ajungi ședința până la... publică, la ședința publică v-au lăsat, nu s-au încuiat, nu? Și-au lăsat și pe alți oameni, inclusiv pe Galina Dermingis transmită live, deci transparență a fost. Pe de altă parte, primarul nu are deloc dreptate pentru că un consilier e inamovibil, poate fi scos din funcție doar cu o condamnare definitivă de judecată, pe când în situația primarului e mai șubredă, el poate fi rechemat din funcție pentru un referendum. Mai puțin în ultimele 6 luni sau primele 6 luni de mandat. În rest, el poate fi rechemat din funcție prin referendum. Consilierii nu pot fi rechemați din funcție. Poate domnul consilier confirmă. Nu, ei pot fi, de exemplu, schimbați, nu că scot, dar schimbați în timp dacă la, nu asistă la 3 ședințe, adică de a patra poate fi scos, dar dacă la solicitare, adică poate pe toți să-i schimbe dacă în timp de jumătate de an nu se face nicio da, activitate. Da, atunci se fac alegeri anticipate, sigur, dacă nu se întrunește Consiliul. Dar altfel să-l lipsești de un mandat pe un consilier e total ilegal, inadmisibil. E imposibil. E imposibil. Dar așa că țineți-vă cu dinții de mandat și de dreptul dumneavoastră de a fi nu, la ședință. Nu, dar n-aveți și de... Nu, trebuie că se țină de mandat. Pur și simplu, eu cred că soluția principală, oricum, deși din păcășiuni, ori de da, ar fi bine să fie bine, dar dacă nu-i... Da. Da, am solicitat de atâtea ori am solicitat, i-am tot ce program, dar vorbești cam, dar nu, eu nu văd diplomație, pentru că deseori eu chiar în oraș mă întâlnesc cu alți persoane, alți fost primari, care, deci, printre altele mai discutăm așa, schimbăm câte vorbi. Unde asta? Primarul este principala figură în sat care trebuie să vorbească cu toți calm, cu toți să vorbească la un nivel. Dar cum așa să-ți permiți tu să înjuri, să trătești telefon, cheie, pachete, toate cele? Eu rămân chiar și atâta încă ce am mai văzut eu, că sunt acuzată de faptul că pretinzi eu aș încurca angajaților săi. Cum? Prin ce? Atunci când ei stau leger, nu lucrează, deci este bine. Solicită spor la leapă. Astăzi eu m-am lovit cu situația, am solicitat o decizie din 2020, era undeva în jurul 16-30. Secretara categoric a refuzat să-mi ofere această, pe cum că nu am o cerere. Eu nemijlocit am sunat la cancelarea de stat, a reprezentatul guvernului teritoriu și dumnealui destul de cald, domnul Șepcencu, i-a lămurit cum se procedeze. Eu am rămas uimit. Cum? Eu pentru decizia asta am votat, ea este o decizie publică, eu trebuia să-i prezint o cerere, unde o prezint eu această decizie și pretins acolo sunt dați caracter personal. Și chiar dacă or fi dați caracter personal, familia, numele unui consilier, acolo nu erau dați IDNP, CNP-ul, eu am rămas șocat. Primarul acolo și absolut nu ia atitudine. Secretara mă dă afară, ascultați. Dumneavoastră vă indignați, dar atât timp cât în funcție respectivă s-au găsit oameni, nu am să zic inculți, am să zic incompetenți, niștiindu-ți atribuțiile directe, de ce răspunde un secretar a Consiliului local, mi-e îmi pare rău. Dacă dumnealui ca primar, nu știu de când doamna lucrează și cum s-a fost făcută angajarea ei în serviciu, fiindcă ca de obicei se face un concurs și se alege din cei mai buni și al mai bun. Iată care-i adică momentul. Dar aici dă dovadă de nu știu, instigare, am să zic și eu, ură
este o chestie care sau un blocaj total. Da, mai degrabă e boicotare, astăzi... e samovolnicie. Da, boicotare, blocaj. Solidaritate cu primarul. Da, da. Asta deci am mai prins și așa situația. Atunci când eu sunam la telefonul fix, deci au scos din priză telefonul numai ca să nu-mi răspundă. Vara au fost așa situații. Azi dimineață eu am sunat, eram la oraș, am sunat la ora 8 și vreo 3 minute, sună odată, nu răspunde, sună a doua oară, pentru că voiam să o rog să-mi gătească această decizie. Ridică primarul, cum de s-a nimerit el la ora 8 și vreo 5 minute, ridică el, dați-i pași că are de lucru. Acum i-am spus că de lucru. Dar când sunam înainte la ora 8, 8 și vreo 5, de ce sunt? De ce ai dat în chilie? Ești apucat de rugați și pur la rugăciune? Din la primărie, o instituție socială, sună X, sună Y, dacă sun, evident trebuie să suni, că e primărie. În primărie nu intra, în blocul sanitar nu intra, că îi vin în fiecare zi, păi vin în fiecare zi, de-a că sunteți plătiți. Dar nu în fiecare zi, dar eu deja, și știți cum pe mine mă leagă primăria, pentru că în 81-85, când a fost, deci din 81 până în 85, eu am lucrat secretar la primărie. Primăria aceasta, când nouă s-a dat în exploatare, primii noi am trecut atunci. Dar și în primăria veche care am lucrat, erau doi paznici care ei aduceau și apă dimineața, dispălau lumea picioarele și erau trei sate atât de mari. Acum au rămas un sătuc cu 1800 de populație, cu tot copii, și uitați-vă ei ce faci. De parcă eu trebuie să mă duc să le pup mâna, să le... și ce să le fac? Eu azi am zis, dar trebuie să vin cu colac, cu tort la voi. O să aveți peste 2 ani alegeri și o să votați altă componentă, poate alt primar, alt edil. Ocazie să se manifeste și alegătorii, că ei probabil văd ce se întâmplă în Consiliu. Desigur, ei văd și eu când am spus la Consiliu că am primit în privat. Cine, vă dați seama? Păi votul este secret, cetățeanul dacă mi-a scris. Cum pot eu să-i zic? Pentru că cetățenii spun lucrul ăsta. Ei îmi scriu. A, cine? Cine, dacă eu am depus această cerere, trebuia să vină morarul să depună cererea și nu consilierul. Și când a fost introdus în ordinea de zi, nu era scris că cererea consilierului Rotaru Tamara, cererea cetățenii Rotaru. Deci i-a făcut observație, adică da, sunt și cetățean, dar ați putut să indicați că din partea consilierului. E un fel de, adică de răzbunare, de fiindcă întotdeauna... Din invidie mai degrabă, da. Da, te provoacă ca să vadă și care este reacția. Ei vor să te prindă pe pas greșit. Asta este. Dar asta nu duce la nimic și nu-i face față nici primarul și nici secretarului, din simplu motiv, fiindcă ei sunt oameni publici. Dacă ar fi să întâlnească numai cu matale, da, este o chestie, am zic și eu, personal. Banală. De personal și am trecut la atac și mergem înainte, dar ei sunt oameni publici și se întâlnesc cu fiecare și în momentul respectiv nu-i faci față ca să dețină acest post. Fie că e primar, fie că e secretar. Asta este. Eu chiar astăzi, mai ales când am văzut acel video, acel articol, pentru că care a fost luată la pumn, deoarece eu tot așa am întrebat la buget, am întrebat ceva ce nu mi este clar, ce nu era cunoscut pentru mine. Nu poți nimic și de ce, dar iată așa, prin răcnite, se aprobă un buget, că noi n-am mai văzut drum făcut, n-am văzut... Doamna Tamara, bugetul, dacă este primit și primit aviz pozitiv de la Comisia Finanță și Buget, da? Da, eu sunt secretar al comisiei. Sectorul social și mai este acolo sportul și mai este cultura. Comisia administrativă, dar asta sunt afară. Depinde cât e de mare comisia. Nu este atât de gravă treaba asta. Asta este, adică nu poți să ia ca te la prima ședință la anul viitor sau până la anul nou, eu nu mai știu. Dacă o să aveți ceva acolo care, când o să margă de amul, să zicem, distribuirea fondului rutier sau a economiilor sau care sunt. Asta e altă treabă. Acolo o lecuță mai amănunt, fiindcă se duc anume la acelea lucruri și la acelea, între acelea direcții care are nevoie primărie. Adică
Și aici de-am putea să trageți atenție dacă sunteți într-o comisie sau altă. Da, vă zic, pentru că mie cetățenii mi-au zis că voi sunteți a doilea an și n-ai făcut nică în zadar, te-am votat, te-am ales. Pentru că îmi spun, iată acolo, iată asta problema asta. Sunt cetățeni care din vârful Burlacului, nora lor este psihotare și i-am scrie mie în privat. Cine ți-o scris, vedeți? Nu, aici v-am spus cum, aici, da, este o leagă de ură față de lucrurile astea, fiindcă... Da, pentru că, eu vreau să vă zic, votul meu este pentru mine unul scump. 50 de cetățeni care m-au votat pe mine înseamnă ceva. Cei care au fost votați de la partid, s-a votat partidul. Părerea mea, nu vreau să-i josesc nici ce. Dar când cetățenii îmi spun, iată, eu am încredere în mata, noi vrem apă să avem. Noi la noi sor, dar nu lucrează. Deci eu am pus în cale probleme importante. Eu acum când zic despre la școală este un cazan japonez, deci l-au oferit, au construit însăși încăperea, sunt pentru ca să fie pornit acest cazan. Le-am adresat ieri o întrebare domnilor la Chișinău care au venit. Doamne, m-au luat cât de tare, eu știți, eu chiar și zâmbeam. De ce eu le-am adresat doar întrebare? Păi, doamna Tamara, în ordine de zi, dacă nu este preconizată problema respectivă... Era pus în ordine de zi, era și noi am dezbătut acest subiect. Dacă nu este de caracter, de exemplu, ca cum a fost format bugetul, da? Ele spun la diverse, apoi atunci, adică, iarăși, să iei în calcul, v-am spus, eu nu știu cum la nevastră acolo, eu maniera, adică, suntem în viacul 21, ar trebui să progresem. E competiție mare să încerc spiritele cât sunt mai aproape alegerile. Yes. Păi, știi cum eu spun, în moment ce ai fost ales în funcție, a doua zi se începe iar campania electorală continuă imediat după alegeri, da. Asta este, adică nu ai, de asta nu te poți feri la o bani. Și acutizează la adoptarea de buget, atunci se împart banii. Da, nu, aici iarăși... Parcă mulți bani se împart la țară. Toți veniți de la guvern și toți se duc la grădiniță, la școală, la întreținerea primăriei și cam atât. Da, la întreținerea primăriei se dau bani grei. Aici iarăși am spun o paranteză, adică să face. Noi am avut un primar 9 ani de zile, apoi dumnealui a rupt vreo 3 genți. Cum? O mânșit din greu. 9 ani, s-a rupt 3 genți. Atâția bani au adus în comună și astea. Adică este o chestie de, să zic și eu, eu întotdeauna pentru mine, ca exemplu, da, când Obama au câștigat președinția, și-a făcut poza și ea, adică l-a prins cineva acolo din jurnaliști cu borte la talpă, la tuflă, înțelegi? Adică omul mânșit, o alergat, înțelegi? A plecat așa și aici, de primarul nostru, ca exemplu, m-am spus corupt regență. Adică omul într-adevăr a lucrat. Să nu vă uitați vorba, cineva mie îmi scrie în privat. Primarul scoboare de mașină să-și roadă călcâiile. Eu n-am știut de asta. Să-și roadă călcâiile, să meargă prin stradă, pe jos să vadă cât e glot când noi mergem în ciubote, dar nu să-și cumpere anvelope pentru mașină. Și eu le spun câtorva, la vreo doi consilieri. Și neșeala! Știți, eu am făcut psihologie, am avut serviciu psihologic în școală. Eu n-am putut să divulg ceea ce am vorbit cu o persoană în impas, dar nu-i dreptul meu ca eu să divulg cine a spus vorba aceasta. Nu, doamna Tamara, în momentul și este o unitate de transport în comuna respectivă, e da, într-adevăr, trebuie îngrijit. Și pentru asta întotdeauna se preconizează niște cheltuieli, adică niște bani. Dar la noi e prea tare fugărită, de 5 ori pe săptămână se duci la cacor. Nu importă, dacă e în beneficiu comunii, da. Dar 15.000 de kilometri pe an nu vi se pare prea mult? Cât face? Nu,
Cât Nu, fac? 35 până la Câți 70 kilometri? dus tur-retur. Câți kilometri și-a rezervat în buget primara dumneavoastră de Arusești? Dar noi m-am spus că am la moment transport noi, A, n-aveți dar deloc, a, nu știți. da. Dar vreau să spun că în momentul și este transport și el se duce nu numai la Raion, poate să vină și la Chișinău. Adică să iei în În scopuri calcul personale și media, acolo mers, la Chișinău. să iei media, adică să faci o încă este calcul, este adică o setcă, oricum să zice, da? Da, o Adică metodologie, viața e da. adică unde lui îți permite lucrul ăsta, adică, dar de nu știu cât, eu nu știu, poate, dar 15.000 într-o an de zile, adică sprângește 1.000 și ceva, Pe lună. să zicem, pe lună, asta e O media. distanță până la Moscova. Nu, nu, hai lăsați, la Moscova e 3.200 și nu știu cât acolo, 270, Sunt 260. 1.300 de la Cahul, 1.400 de la Cahul până la Moscova. Deci Bă, cam duceți tur, cât retur, vrea ca să să facă. vedeți, 3 A, mii și păi ceva. tur-retur nu, cheltuie Da. banii pe 2 luni. Bun, e, dacă atât au calculat, atât au votat, atât va fi. Oricum, primarul trebuie să justifice fiecare cheltuială, fiecare Da, dar deplasare. dacă luăm, iată cum am spus în calcul, dacă e 1.000 și ceva pe lună, asta e nică. Hai să Oamenii au fim. calculat cât înseamnă distanța până la Cahul, de la Când Burlacu e și de mică, câte ori. ție... Da, omul zice că e puțin. Dar cât trebuie să duci la Cahul? Ce trebuie să duci? Ce trebuie să faci? De Pentru că câte ești ori? poștă electronică, semnătură electronică. Doamna, nu se duce numai el, se duce toată și contabil, și contabila se duce și astea, adică sunt niște chestii de astea. Ei, și mai vorbă. Eu Și nu trebuie. țin cu nimeni, eu țin, fiindcă eu știu că am, fiindcă contabilul dacă se duce, zice, duc să facă, să aducă leafa sau de aici, așa mai departe, că nu se duce la rutieră. Dar nu s-a dus și leafa cu mașina, stimate domnule, ea se face prin transfer. Ne-a și glumit. Totul prin transfer se face. Și se duce pe carduri. Nu vine. Desigur, totul pe carduri și Ah, nu chiar... vine cu Așa e banii altfel. cash. Toate E cele pe altfel. carduri, pe timpuri. Când eu lucram în 1981-1980, atunci aducem leafa, ducem tabela la calcul și o aducem. Dar cum e tot pe card, oameni buni? Dar oricum dispoziția de plată probabil trebuie dusă, semnată Dar eu nu zic, la bancă, la eu nu raion. zic. Nu mai apucăm noi iarăși de dar vă spun că adică în calcul s-a luat poate și lucrul ăsta, așa că nu e atât de... Da, dar n-am văzut, eu n-am văzut o descifrare iată de câte ori trebuie să mă duc la Cahul. Plus la asta i-am Întrebați. depistat că ei mergeau, plus la asta, nu vă uitați vă, plus la asta i-am depistat că mergeau cu primarul, cu mașina de serviciu și își achiziționau încă și foi de deplasare. Cum? Foaia de plasare, trebuie să emis un ordin, prin ordinul și ala, un ordin că se deleghează. Cum asta? Și voi solicita și audit, voi solicita și audit pe reparația asta din primărie. Astăzi eu iau legătura cu un expert în reparații și eu îi spun, doar îi spun, am să-i fotografiez și să-i trimit. De ce așa? Iată, eu nu înțeleg. De ce atunci când eu am propus să facem pe strada noastră, măcar scurgerea apelor pluviale. Iarăși în jurătură, de ce am scris la Consiliul Raional, de ce au venit de la Consiliul Raional. Și au venit la Consiliul Raional, cu mare drag, au venit, ne-au lămurit, au stat cu noi de vorbă. Iarăși, de ce eu mă implic? Păi așa se fac lucrurile în comun. Eu nu-i spun de ce faci atâta, atâta. Salut cei ce fac consilierii. Le-ai tulburat liniște. Eu zic totuși să Asta. găsiți. Cel mai mult că asta, că le s-a turbulat o leacă liniștea. Că la dânșa era, era bine mersi, se duceau S-au mie, înțeles se la rezolvau ședința aceea probleme. de taină și când colegi vine una și vrea mai mult. Doamnă, eu totuși vă Da. recomand pentru acei 15.000 de kilometri să găsiți un alt consiliu, un alt consilier și să comparați situații comparabile. Satul Burlacu cu primărie și cu mașină la primărie și cu satul oricare altul. De exemplu, Eu Măgdăcești, deja unde a am luat făcut bătaie așa Fimecie. lucru. Și să vedem Eu dacă deja... se justifică, dacă rezist comparații. Da, pentru că eu doar am dat o simplă întrebare. Nu aveți ce ridica de acolo. Te dau afară, uitați-vă ce faceți. Haideți că suntem eu pe calea aceasta. Chiar îi rog ca ei să înțeleagă. Chiar îi rog să asculte. Chiar... Nu știu ce să le mai zic. Pentru că eu absolut nu o să răcnesc, nu o să-i scurp în față, nu o să-i înjur. Eu am
am cuvinte ca să le pot răspunde și le demonstra că nu așa se procedează. Doamna Tamara, l-ați învățat la școală cândva? Poftim? L-ați învățat la școală cândva? E cu 10 ani mai mic, diferența e de 10 ani. E și vina dumneavoastră că l-ați învățat rău la școală. Nu țin minte, eu, adică, dar e diferența de 10, aproape 11 ani. Fiindcă, de știți cum, în momentul când... Când ești, băi, stai leacă, dar de ce așa e de astea? Băi, înseamnă că puțin nu școlit bine. Bun, mulțumesc dar pentru asta... discuție. A fost interesant, dar cred că n-are rost să întindem prea mult ca să nu plictisim public. Am înregistrat și am discutat și o să publicăm. Dar poate mai sunt cineva care au așa situații, să se expună. Poate și eu undeva sunt greșită, poate, dar am... Am și ghidul consilierului, parcă, deci, și ei să respecte banul public, nu? Dar cine a făcut ghidul? Instituțiile de stat, cancelarea? Da, doamna Natalia Saitarlă, lector la Universitatea din Chișinău. El este și pe site, este și... disponibil gratis. Da. Și parcă mă uit, parcă n-am greșit nimic, parcă nu, dar n-am ajuns până la stadia... E atitudinea primarului și grupul care îl are el acolo de susținere și asta e clar. I-ați deranjat. Evident. Da, bun, eu vă mulțumesc, dar sper să găsim comentarii. Vă zic o seară bună la tot. Și dumneavoastră mulțumesc că ceva mai spun. Mulțumim. Nu e o problemă, mă sunați când este așa.